creștin, atunci când și foarte mult timp mă zbat ca în teritoriul municipiului Miguța să existe o facultate de stat, am început și am purtat discuția cu un reprezentant al școlii Orchim. L-am invitat la mine, a răspuns invitației, am discutat aproape o oră, i-am spus ceea ce intenționez să fac, a părut foarte aprobativ în tot ceea ce am discutat. În schimb, am rămas surprins că a doua zi s-a convocat Consiliul Profesoral și au fost foarte multe, foarte, foarte multe dezinformări acolo. De aceea consider că este obligația mea să vă informez exact ceea ce se intenționează să facă Primăria Municipiului Miguța. Știți foarte bine, v-aș ruga să păsați liniște, vă rog. Știți foarte bine că Primăria Municipiului Miguța a încercat de foarte mult timp să achiziționeze terenul unități militare, care are 12 hectare pe partea stângă când se merge spre Vlădești și încă 12 hectare pe partea dreaptă, fostul poligon pe partea dreaptă. Printr-o hotărâre de guvern acum vreo 8 ani, a fost transferat acest teren, toate că primăria a făcut vreo 5 adrese ministerului, a fost transferat Ministerului Învățământului, în speță Universității Stat din Pitești. Am făcut toate demersurile, iar de când sunt primar, din nou de un an de zile, 10 de adrese, după aceea am început să-i somăm să-și repare garda, apoi un dezastru total. Doar clădirea principală este renovată, în rest este un dezastru total. Nu face cinste municipiului astfel de spațiu. Presându-i atât foarte mult, mi-au spus că au purtat o discuție la Ministerul Învățământului și Ministerul Învățământului a venit cu o propunere pe care o am aici, pe care aș vrea să vă prezint și dumneavoastră. Au spus că cedează primăriei, de fapt, schimb între ministere, pentru că cele 24 de hectare, cu tot cu clădiri, unde noi putem face un adevărat cartier, cel puțin pe partea asta, un adevărat cartier, și acolo vom lua o decizie după o consultare publică, ce trebuie să facem în zona respectivă. Cert este că în momentul de față există foarte multe fonduri europene pentru reabilitarea zonelor părăsite. Aceste terenuri se încadrează perfect acolo. Și, în schimb, să le dăm liceul Orchim, unde doresc să facă o facultate de stat, iar mai mult decât atât, se intenționează să se facă, este adresa primită de la universitate, să se facă un colegiu terțiar non-universitar, specializat, deci elevii care nu iau bacul sau care poate chiar n-au liceu, să facă acele școli profesionale atât de necesare nouă rădnicilor. Că toți vorbim de zeci de ani că avem nevoie de meseriași și în momentul de față nu găsești un sudor, nu găsești un frezor, nu găsești nimic. Chiar zilele trecute a primit oferte la București care a angajat pe loc 2000 de cei care se ocupă cu forța de muncă, 2000 de sudori. Nu avem unul. Discuția pe care am avut-o am spus în felul următor. Sunt de acord cu acest transfer cu următoarele condiții. Niciun cadru didactic să nu-și piardă locul de muncă și niciun personal auxiliar. În aceste condiții voi semna acest contract. Și atunci am făcut o analiză. Știți că am început de foarte mult timp să facem o analiză. Știți că liceii, dumneavoastră știți mai bine ca mine, că liceile din Vâlcea au gradul de ocupare, unele au 70%, unele au 60%, unele poate mai puțin. Nu este firesc ca primăria municipiului să plătească din banii noștri, a tuturor, să plătim utilitățile pentru un liceu care are un grad de ocupare de 60%, noi să plătim întreaga cantitate de căldură și apă și celelalte. Și atunci am plecat pe ideea să facem o inventariere, să încercăm elevii de internate și vom continua, să nu vedeți că am abandonat. Să-i cumulăm în 2-3 internate cu capacitate maximă, să le modelizăm, iar spațiile respective n-are rost să le încălzim degeaba și să dăm bani degeaba, să le schimb bani de buget de copii. Eu cred că momentul adevărului, în care dumneavoastră, cadrele didactice, în primul rând, ar trebui să veniți cu gândirea pe care toți o spunem teoretic, dar practic nu.
să vedem ce meserii au nevoie cei din Vâlcea. Unde se cuplează școlile de profesorat de lăcătuși mecanici? Cele de auto,